Tata, Anico ne întreabă aici, cum să trec peste o dezamăgire foarte mare? Cum să fac pe termen lung să nu mai simt dezamăgirea și totodată acea durere în coșul pieptului? Atunci când îmi aduc aminte de comportamentul persoanei față de mine, mă simt copleșită și parcă doar întrebarea aceasta îmi vine în minte. De ce a făcut asta cu mine? Păi, Anico, în primul rând, de ce a făcut asta cu tine este datorită întregii carme pe care voi o aveți de unul cu celălalt. Adică, cum s-ar zice, ironic vorbind, pentru că meritai, nu? <laughs> și nu pentru că este vreo pedeapsă de la Dumnezeu, ci pentru că pur și simplu sistemic asta trebuia să se întâmple. Ce, ce gândești tu, ce simți tu și ce ai făcut tu, plus ce a gândit, ce a simțit și ce a făcut persoana respectivă, erau pur și simplu compatibile. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă eu, ca și program subconștient, am programul că merit să sufăr, merit să fiu umilită, uh, nu valorez nimic, viața este grea, nu pot să am încredere în bărbați și uh, e pur și simplu bărbații nu își bat joc de femei sau nu știu, habar n-am, dacă astea sunt să zicem 5 programe din mintea ta subconștientă, comportamentul, nu știu dacă a fost cazul unui bărbat în cazul acesta, dar presupun și eu așa, comportamentul lui a venit ca să, să, să răspundă programelor mele din subconștient. Deci, noi atragem programe, noi atragem experiențe care se conformează viziunii noastre despre viață, dar nu viziunea aceea logică și rațională pe care o păstrăm în timpul zilei, ci viziunea aceea inconștientă, viziunea în care este sunt toate programele genetice, istorice, tot ceea ce ai acumulat din devenirea ta, din viața asta, din alte vieți, de peneamă. Deci sunt multe, multe condiții. Și atunci, ce ți s-a întâmplat a fost o, un. Un matching pe programele pe care tu le ai în subconștient. Dacă nu schimbi programele din subconștient, nu o să se schimbe acest gen de experiențe. Ele tind să se revină până când ne eliberăm de acele tipare. Deci dacă eu nu evoluez la un următor nivel de conștiință, dacă eu nu-mi schimb gândirea, voi, voi, voi repeta acest gen de situații până când mi-am înțeles lecția și pot să merg mai departe. Deci ce îți recomand este să înveți să-ți identifici programele și apoi să le eliberezi încât să nu mai atragi asemenea experiențe. Deci și ca tehnică utilă, să zic, simplă, pe care ai putea să o faci când apare emoția aceea copleșitoare, stând cu ochii închiși, ai putea să-ți imaginezi că ai așa un fel de bisturiu imaginar cu care tai așa în aura ta sau un corp energetic imaginar, că deschizi haina aceasta a corpului tău energetic și toată durerea sau suferința aia se scurge din structurile tale în exterior și iese așa. Și o observi până când tot ce rămâne în spate este o senzație de pace.